Există noroc? Există ghinion? Auzim des baftă la examen sau am avut noroc și am scăpat de cutare lucru sau ah, ce ghinion am avut sau sunt un mare ghinionist. Dar ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură despre noroc și ghinion? Simplu, Biblia nu vorbește despre noțiunea de noroc sau ghinion. De ce? Vom vedea imediat. Norocul este adesea asociat cu șansa sau evenimentele întâmplătoare, aleatoare. Dar atenție, a crede în șansă, a crede în evenimentele întâmplătoare, înseamnă să crezi că evenimentele sunt determinate de ceva care este în afara puterii lui Dumnezeu. Însă Biblia ne învață clar că Dumnezeu este atotputernic și El este Cel care controlează toate evenimentele din viața oamenilor și din întreg universul. Dumnezeu are control total. El este suveran, El este atotputernic. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere, în ghilimele. Iov 42:2. Știu că tu, adică Dumnezeu, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Închid citatul. Sau plângerile lui Ieremia 3:37. Citez. Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Închid citatul. Deci Dumnezeu este omnipotent. El controlează toate evenimentele. Dumnezeu nu poate fi luat, în ghilimele, prin surprindere, cum am zis mai devreme. Alt lucru spectaculos. Știați că până când și tragerea la sorți este sub controlul lui Dumnezeu? Da. Sfânta Scriptură ne învață că și tragerea la sorți, care pare că se petrece la întâmplare, deci și tragerea la sorți este de fapt sub controlul lui Dumnezeu. Proverbe 16:33. Citez. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Închid citatul. Cu alte cuvinte, nu există întâmplare sau noroc în planul divin al lui Dumnezeu. Alte citate puternice. Proverbe 19:21. Citez. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Închid citatul. Sau Proverbe 16:9. Inima omului gândește la calea lui, dar numai Domnul poartă pașii lui. Închid citatul. Norocul este un concept greșit inventat de oamenii fără credință. Norocul este o iluzie. Acum, după ce am stabilit că norocul este o iluzie, să mai vedem ce ne spune Sfânta Scriptură despre atotputernicia lui Dumnezeu. Psalmul 103:19. Citez. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Închid citatul. Și încă un verset super. Psalmul 139:16. Citez. Când nu eram decât un plod fără chip, adică în pântecele mamei, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, atenție, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Închid citatul. Deci Dumnezeu știe viețile noastre, știe toate evenimentele vieții noastre înainte ca ele să se întâmple. De ce? Pentru că Dumnezeu este omnipotent. El este în afara timpului și cunoaște viitorul. Dumnezeu este singurul care cunoaște viitorul. El este atotputernic și atotștiutor. Deci, vedem că Dumnezeu cunoaște fiecare detaliu al vieților noastre și are un plan pentru fiecare dintre noi. Zilele noastre, evenimentele vieților noastre sunt cunoscute de Dumnezeu, atenție, înainte de a se întâmpla. Deci, ele nu sunt determinate de întâmplare, de șansă. Cum auzim, ăla a avut noroc sau mare ghinion a avut omul ăla. Domnul Iisus ne spune în Matei 10:30 următoarele. Citez. La voi însă și pericapului toți sunt numărați. Închid citatul. Deci aici vedem că Dumnezeu este atotștiutor și ne cunoaște fiecare aspect al vieții noastre. Indiferent cât ar fi de mic sau aparent nesemnificativ. Da, e adevărat, uneori din perspectiva noastră, pământească, limitată, lucrurile pot părea că se petrec la întâmplare, însă Sfânta Scriptură ne învață de nenumărate ori că Dumnezeu deține controlul asupra întregii sale creații. Dumnezeu este atotputernic și capabil să preia evenimentele aleatorii ale legilor naturale plus liberul arbitru al oamenilor cu intenții bune sau rele
plus intențiile rele ale demonilor și să le combine pe toate pentru a îndeplini voia sa, planul său care este perfect. Printre exemple avem aici și Geneza sau Facerea 50:20, Iov capitolele 1 și 42. Vă îndrum să studiați aceste întâmplări uimitoare din Biblie. Acum, alt aspect important pentru cei care obișnuiți să spuneți, of, ce ghinion am avut, încercați să mai spuneți asta, să credeți asta. Acel eveniment nefericit s-a întâmplat din voia lui Dumnezeu. Și în multe cazuri, cauza este un păcat din viața noastră. Vă spun asta cu politețe și cu dragoste. Cu alte cuvinte, este o pedeapsă pentru un păcat nemărturisit din viața noastră. Vă îndrum să vă cercetați viața în lumina Sfintei Scripturi, rugați-vă, iar dacă nu sunteți creștini, pocăiți-vă de păcate și primiți-L pe Hristos în viața noastră și urmați-L. Apoi, și invers e valabil, când ceva bun se întâmplă în viața noastră, nu spuneți, am fost mare norocos, ci spuneți, slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu care le vede pe toate, El v-a adus acea binecuvântare, acea bucurie în viață. El v-a dat acel eveniment fericit în viața noastră pentru că El este suveran și a decis să se întâmple acel lucru. De altfel, Sfânta Scriptură ne învață că viața are suișuri și coborâșuri. Nu există nicio viață perfectă. Însă Dumnezeu le dirigează pe toate spre binele, atenție, spre binele celor care îl iubesc. Romani 8:28. Citez. Și știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Închid citatul. Deci, suntem asigurați că Dumnezeu orchestrează toate evenimentele vieții spre binele celor care îl iubesc. Nimic nu este în afara controlului său. Ce înseamnă să iubim pe Dumnezeu? Înseamnă să lăsăm mândria la o parte, să recunoaștem că toți am încălcat poruncile lui Dumnezeu și, drept urmare, păcatele ne separă de El. E, pentru a reface ruptura asta spirituală și pentru a ne împăca cu Dumnezeu, Biblia ne cheamă să ne pocăim de păcate cu sinceritate și să ne cerem iertare în numele lui Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru a face ispășire pentru păcatele noastre, pentru ca păcatele noastre să fie iertate și noi să fim curați spiritual în fața lui Dumnezeu. Așa și numai așa suntem împăcați cu Dumnezeu. Numai așa relația cu Dumnezeu este refăcută. Cum? Numai prin Domnul Iisus Hristos. 1 Ioan 2:2. Citez, El, adică Iisus, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Închid citatul. Ce altceva înseamnă a iubi pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos ne spune în Ioan 14:15, citez, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Închid citatul. Deci, atunci când îi urmăm învățămintele Domnului Iisus Hristos, când împlinim voia Lui, când spunem nu păcatului și când ne pasă de aproapele nostru, în lumina acestor adevăruri biblice, cum ar trebui noi să răspundem? Trebuie să ne predăm viețile complet lui Dumnezeu, recunoscând controlul Său care este suveran. În loc să ne bazăm pe noroc sau să ne fie frică de ghinion, trebuie să avem credință în Dumnezeu și în planul Lui pentru viețile noastre, chiar și atunci când nu îl înțelegem pe deplin, chiar și atunci când viața aduce necazuri. Și, doi, trebuie să ne rugăm, să avem credință și să citim des Sfânta Scriptură. De ce? Ca să vedem voia Domnului și să înțelegem planul lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să căutăm îndrumarea lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. În felul acesta ne putem alinia viața cu planul lui Dumnezeu și vom ști ce decizii să luăm. Apoi, foarte important, indiferent de circumstanțele cu care ne confruntăm, indiferent de clipele bune sau de necazuri, noi trebuie să avem credință în Dumnezeu și să ne bucurăm pentru că știm cu siguranță că El are controlul vieților noastre. Putem găsi confort și pace în iubirea și grija Lui. Concluzie. Bazat pe Sfânta Scriptură, nu există noroc sau ghinion în viața unui creștin care este în Hristos. Dumnezeu este suveran peste toate evenimentele vieților noastre. El este în control. Apropo, mai devreme am vorbit de viitor. Am făcut un video în care vorbesc de dorința unor oameni de a-și cunoaște viitorul. Arăt că este păcat să consultăm horoscopul și să apelăm la ghicitori, astrologi, etc. Aveți linkul în descrierea acestui video.
Acum, înainte să închei acest video, vreau să fac o mărturisire. Recunosc cu regret și rușine că în trecut și eu am căzut în păcatul de a crede în noroc și ghinion. Mulți ani de zile. Asta e realitatea. Se întâmpla în perioada când nu eram creștin, nu știam multe din Biblie, era perioada înainte de pocăința mea și de a-mi preda viața Domnului Iisus. Dar gata, am terminat-o cu norocul și cu ghinionul. M-am căit, mi-am mărturisit păcatul, m-am rugat și mi-am cerut iertare în numele lui Iisus Hristos. Vă sfătuiesc să faceți și dumneavoastră la fel și să nu mâniați pe Dumnezeu, pe Cel care ne ține în palme viețile la toți și ne binecuvântează. Închei aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă credeți că acest mesaj video v-a folosit, vă rog să îl dați mai departe. De asemenea, aruncați-vă un ochi pe canal și la celelalte video. Am postat și alte mesaje video interesante care tratează subiecte cum ar fi alarmă, apocalipsa nu se predă în multe biserici sau care este calea de mântuire și de ce? Sau Iisus și religiile false? Sau este bună răzbunarea? Sau evenimentele mondiale și păcatele omului? Și multe altele. Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele Domnului Iisus Hristos. La revedere!